într-adevăr, sunt și eu de acord că reacția mea a fost un pic exagerată, pentru că nu trebuia să fac cum am făcut acolo, dar am mai spus și toată săptămâna asta, nu este vorba doar de un lucru. S-au adunat mai multe la mijloc și efectiv am izbucnit. Nu vreau să le mai dau lor ocazia să vină să-mi dea în cap cu ceea ce a făcut Maria și Marina. De acasă o să și ceea ce am... N-am terminat să vorbesc. De acasă ne... Hei, Maria, nu! Da. Nu e cazul, mai cum nu, să afirme păi, așa ceva? Încercam să vorbesc, când a vorbit el, i-am dat voie. În ultima perioadă, domnișoara Cristina, mă strădui să respect, chiar dacă nu vreau persoanele care se află aici în casă, însă nu le convine. Efectiv, nu le convine. Când te duci la cineva cu bunătate, tot în cap îți dau. Oh. Când vorbești cu ei așa cum am vorbit acum, se liniștește și stau acolo cu minți. Bun, și acum să lămurim. Andrei, de ce este Maria un om toxic? Domnișoară, dacă ea a avut reacția asta unde are pe Marinescu la 2 metri de ea și sub ochii ei, că s-au făcut o văzut faze de săptămâna asta și reacționează în halul ăsta, domnișoară, că n-aș vrea să-mi imaginez cum e când pleacă Marinescu de acasă, dacă ei vor sta împreună și el va pleca și va întârzia 5 minute, poate prinde semaforul de două ori, cred că noaptea îi pune perna pe față domnișoara Cristina și scapă de el. Părerea mea. Și dacă reacțiile ei, domnișoara Cristina, nu sunt unele tocmai normale. Ascultă-mă, ți-aduc eu dovada cu faptul cum vorbești tu cu aia și aia cu tine acasă și în ce hal vorbiți voi. În ce hal? Ce vrăjeală de doilă! Ce certuri aveți voi acasă și da, adule. Ce hal vă certați pe nimicuri. Adule, da, pe nimicuri. Păi, nu cred aici. Că ai spune același lucru. Am recunoscut aici. Adule, prea obsedată, tu ai văzut cum face aici, ți se schimbă fața, tu nu ești normal. Într-adevăr, da, dar aici, într-adevăr recunosc și eu. Andrei și Maria. Acum plânge, acum râde, domnișoara Cristina, astea sunt niște de regret. Dar nu e prima dată când fac asta. Nu vii cu o noutate dacă spui asta, Andrei. A, păi știi și tu, dar doar asta. Te mai sfătuiește cu mănici acasă, dar măcar știi și tu ceva nou. Pe tine te sfătuia cu mănici acasă când îl sunai și cereai păreri. Nu i-am cerut o părere, Știu că credeam că are și el sentimente pentru o persoană și din cauza asta și m-am înțeles și bine la momentul dat cu el. Nu! În moment ce tu vrei de la mine să vorbesc despre o situație, să-ți explic o chestie, îmi ceri un sfat indirect. Auzi, Maria, spuneai că ai auzit niște conversații între aia și Andrei. Își vorbesc urât unul altuia? Da, să spun Amira. Domnișoara Cristina, ce fii Amira. Ce, le stau la ușă, ascultă? Sau de unde știu? Domnișoara Cristina. Nu-și vorbesc urât. Se aude, da. Se aude foarte clar și foarte tare tot. Păi și a lăsat-o pe Amira să vorbească și ea zic. Nu știu dacă i-am auzit vreodată înjurându-se, dar aia se poartă cam urât cu Andrei. Vezi că înainte a spus Adriana că nu i-am vorbit niciodată urul lui Andrei. N-am zis că am zis că nu am auzit niciodată. Nu am auzit conversația, nu am auzit. Dar nu am auzit când tu făceai prost. De ce să nu să mint? Tocmai, Adriana făcea prost. Dar nu înseamnă că Maria minte cu nerușinare. Îl face prost. Eu de ea că îl face acasă vază pe Marinescu că din înjurături nu-l mai scoate. Și acum a venit și ea. Foarte bine, ce au fost înregistrările. Domnișoara Cristina, inteligente ca și tine. Păi normal că n-ai cum. Închide gura în fața mea. Da. Domnișoara Cristina, Gata, au apărut acele înregistrări pe internet, da, care cred că le-a ascultat toată lumea. Ai spus că nu vorbea. Fetelor, aia, opriți-vă. Gata, hei, ia închide gura lui Marinescu. Ce aveți? Tu i-o închizi lui Marinescu, eu ți-o închid ție. Băi, femeie, tu crezi că vreodată ai putea fi stare? Dacă nu te-ai băgat în seamă, bă, femeie, am dat 2 lei pe tine. Ca să nu pierd timpul. Ca să nu pierd timpul cu tine. Tu crezi că eu te bag în seamă vreodată? Tu crezi că eu te bag în seamă vreodată? Taci că nu vreau să vorbesc cu tine, păi atunci taci în fața mea, taci! Hai că tac dacă e în fața ta. Domnul Cristina, pot să vorbesc și eu că vorbește Maria Antonă? Da. Domnul Cristina, dacă au fost aduse înregistrările alea pe care le-a ascultat toată lumea, ea a spus că nu vorbea cu Marinescu. Ok, nu vorbea cu Marinescu, dar s-a văzut în emisiune cum îi vorbește lui Marinescu. Dacă în emisiune unde suntem filmați, ea îi vorbește în halul ăsta. Vă dați seama acasă cum îi vorbește, unde n-are nicio reținere. Dar tu ai văzut-o ce reacție avea acolo? Nu mă interesează. Ai văzut că era o reacție în care nimeni nu se putea controla? Da. Păi dacă nu vorbești, asta vorbește și aia. Asta e diferent de situație. Dacă se bagă Maria, se bagă aia. Rochiile care le poartă Maria, le poartă și aia. Doar că pe Maria nu vin cu mine pe aia. Nu știu, nu ai văzut-o, dar invita ta cum se îmbracă. Auzi, eu dau dovadă de maturitate, că acum în momentul ăsta puteam să spun ție anumite lucruri. Ce maturitate? Ce maturitate? Ce maturitate? Mi-e rușine mie să te fac de râs. Mi-e rușine să te fac de râs. Vorbește ce vrei tu. Dacă eu dau dovadă de maturitate, mi-e frică mie de tine, Maria.
Ia, cu ce ai putea să faci de râs? Păi îmi spunea mie că port rochii la fel ca și ea când ea venea la mine acasă și îmi cerea haine. Cu ce ți-am zis că port haine, mă? Păi ea vorbește. Poftim, Mariana, dacă m-a întrebat, domnule, să am răspuns, păi, dar nu vine ea și vorbește. Bine, dar până la urmă nu e un lucru rău să vă ajutați. Păi de ce vorbește, domnule? Dar ea era părată acea rochie și avea o altă culoare. Dar eu i-am dat din ale mele, dar nu se apucă ea să vorbească asemenea lucruri. Ce haine mi-ai dat tu mie? Ce haine mi-ai dat tu mie? Ce haine mi-ai dat tu mie? Să confirme Mariana. Păi ce? Păi ai venit cu mine. Păi port eu vreodată hainele tale. Nu ești în situația în care să vorbești. Sunt în orice situație, vorbesc când vreau eu și cum vreau eu. Nu ești. Ba da. Nu ești. Faptul că vă cere sau nu haine, mie mi se pare că nu-i grav. Domnișoara Cristina, am purtat într-adevăr o pereche de gingi de-a ei pentru că ai mei nu aveau nici, nu știu ce s-a întâmplat atunci cu ai mei. Mamă, ce bine îmi pare că nu am purtat blugi. Da, mai eram aici. Stai ce mă, că vedeam de misiune și scoteam. Aia, oameni bună. Dat? Eu nu i-am dat de ea să dau dovadă de maturitate. Dar n-ai început. Nu, mamă, nici dacă a fost acopiat stilul meu, poartă rochii ca și mine. Ai văzut-o vreodată până a venit în casă pe aia sacou? Nu. Domnișoara Cristina, mă duc să beau apă, că du-te, du-te. Discuții de rochii nu mă cu cât mai puțin, cu atât mai bine, că nu vă înțelegeți unul cu celălalt absolut deloc. Eu nu vreau să ridic tonul, da. Mariana, când o să vorbești în emisiune aici de combinațiile și ce primești tu, înțelegi? Nu vreau să vorbesc. Da, să vorbesc eu, domnișoara Cristina, că n-am ieșit afară. Asta era rangă de... Era rândă de băut în 5 minute, ci 3 pahare de... Și vorbește ea de doamnă. Ultima este femeie problema care se bată. Era deja... Să vină adevărat deja... comănici. Nu eram rândă de că erau producții acolo și m-a și filmat. Da. Alcoolul dăunează grav sănătății și nu mai aduceți în discuție. N-am vrut să discut. Când vorbește pinguinul ăsta de Mariana, să vorbească. Că nu mă interesează. Dar ce mă te simți? Nu mă interesează, oricum nu dau 2 lei. Eu beam, domnișoara Cristina, eu beam ce bei? Păi tu nu știi să bei. Ăla trebuie să-l miroși, trebuie să-l simți. Da, oameni, vorbesc, vorbește despre alcool. Nu, că ai avut respect și nu le-a plăcut. Ați zăpăcit pe aia, bă, doar frumoși, domnișoara Cristina. Gata, potoliți-vă. Da, și în afară când o să plec. Ia, hai, gata, am înțeles. Foarte de vedere. Bun. Mai vreau să mai zic. Eu vreau să vă, dacă comandă... Data viitoare să vă învățați minte să mai încălcați regula, ca să vă acuzați unul pe celălalt de diferite... Nu mă interesează pe mine, personal. Nu mă interesează ce poate să mă facă în tot halul. E fix problema lui, e imaginea lui să facă ce vrea el cu ea. Marinescu când zice, nu zice degeaba, că știe foarte bine. Ce știi tu despre Mariana, măi? Da, să zică domnișoara. Dacă aduc nota... Ei și ea combinațiile pe care le făcea și cu Andrada și la momentul actual de le face cu aia... Da. 100 de euro așa pe după mână, pe la spate, pe la sus, pe oriunde. Dacă n-ai dovezi, nu mai îmi avea. Am dovezi? Adu dovezi. Domnișoara Cristina, că tot a adus în discuție. Bă, dar de ce vă simțiți, bă, și tu și? Domnișoara, de ce te simți și tu și comăniți? De ce? Eu cumpăr concurența aici, înseamnă că am cumpărat-o și pe iubita lui, că am plătit vreo 2 mese pentru iubita lui și pe la hotel, domnișoara. 150 de euro masa, ca să ne înțelegem. Tu n-ai hai să stai cu iubita mea, mă, la masă, nebună. Viața mea. Adică să te vă plăteați cu iubita ta a avut. Jumătate de sticlă a băut, am plătit 150 de euro. Ai căpăcit o sticlă. Am înțeles ce ai avut de transmis. Transmit și eu că alcoolul dăunează grav sănătății și vreau să știu, fetele, vă plătesc vouă masa? Noi am plătit. Domnișoara Cristina, dar în momentul în care Cristian se înțelegea cu Maria, îi cumpăra și ei cafea. Cum se face? O cumpără și pe Maria? O cumpără și pe Maria? Da, dar momentul, da. Nu, Andrei, taci. Dar în momentul când a trebuit să votez ce am vrut eu să votez, am votat ce am vrut eu. Ți-a luat degeaba. Ce mi-ai spus? Domnișoara Cristina. Sau pe altcineva. Da. Că nu m-a cumpărat cu nimic. Iubitul ei a spus că Maria e o persoană foarte importantă ca să stea cu mine la masă. Că nu am cumpărat-o plătindu-i nota, ca să o fac să stea cu mine la masă. Nu, am reușit să o cumpăr ca să stea cu mine la masă. O să-i dai și 1 milion de euro, că nu se uită la tine.
Doamne, nici eu nu m-aș uita la ea dacă ar fi ultima femeie. Andrei, unde te duci? Deja o ai pe ultima lângă tine. Nu e. Deja ai ultima lângă tine. Ce face? Tu ai pe ultima. Cum adică, Andrei, nici dacă ți-ar da Maria un milion de euro, nu te-ai uitat la ea? Nu, era spus domnișoara Cristina că ea nu s-ar uita la mine dacă mi-ar da un milion de euro. Păi eu la ea, domnișoara Cristina, să mă uit la ea, Doamne, ferește. Nu-mi trebuie așa ceva, stau singur, domnișoara Cristina, decât o femeie din asta. Andrei, pe materialul anterior, purtai o discuție cu Alexandru și îi spuneai faptul că Maria ar vrea doar să-l tragă în jos pe Marinescu. Da, domnișoara, da, pentru că mi s-a părut că se victimizează și toate îi le pune lui în cârcă. Tu ai făcut, din cauza ta sunt așa, că tu vorbești, că tu faci, adică nu mai era vinovat domnișoara Cristina pentru ce face ea. Deci era victima, el era... Păi și dacă vrea să mă tragă în jos, lăsați-o să mă tragă în jos. Doar am spus ce am văzut. Vă mai băgați voi. Păi nu vă mai băgați voi să discutați. Că părere, nu, dar vorbele voastre și discuțiile voastre sunt degeaba, înțelegi? Părere, dacă femeia mă trage în jos, mă trage și vrea să vorbiți voi, înțelegi? Vreau să-i spun și eu ceva lui Marinescu și am spus și aseară în mașină. El aici, domnișoara Cristina, ne desconsideră pe toți, părerile noastre nu contează. Nu, pe tine te desconsider. Nu, nu, nu. Cam tot dreptul să fac asta. Nu, pe toți. Lasă să vorbesc, domnișoara. Ia, încerca să discutați. Ne desconsideră pe toți, domnișoara Cristina, doar că el a înțeles ceva în emisiunea asta, cum s-a văzut și aseară. În emisiunea asta se întâmplă să ai ghinionul, nu se mai nevoiești de oamenii ăștia cu 10 nivele sub tine, ca să ajungi unde vrei tu, înțelegi? Logic. Oamenii ăștia cu 10 nivele sub tine nu te-au susținut. Uite-l, uite-l. Vezi că nu te susțin din bunătate. Uite-l, 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 uite-l. Auzi, am înțeles. Tu îți pui punctul de vedere și, mă rog, îl deranjează. Dar de Alex nu ești deranjat? Pentru că era de aceeași părere cu Andrei. Nu le-am serios, Alex, e doar o glumă, domnul Cearcă. Amândoi discutau despre faptul că Maria te trage în jos. Șură! Alexandru? Domnișoara Cristina, pur și simplu aveam o discuție cu Marinescu, că în momentul ăla mi se părea când vorbea Maria și plângea. Cu Andrei vorbeai și îi spuneai că încearcă să-l adere. Da. Încercam să port un dialog cu Andrei și să scot în evidență faptul că vor... Nu știe, nu știe nimeni în casă. V-am spus că de nenumărate ori e de acord cu mine și nu doar să dai chiar de Maria, e de acord cu mine. Lasă-mă să vorbesc, că nu știe nimeni în casă. Mi se pare normal, de ce roz la mișto acum, de ce plânge Maria? Am vorbit dialog. Nu poți să aduci un dialog inteligent. Lăsați-l să vorbească, vă rog. Inteligent cu dialog, să pierde, mă face pe mine analfabet și nu știu cum, dar inteligentul cu dialog, bagă. De ce să nu dialog și să răspund unor adus. Codruț și Radu, ieșiți afară. Hai. Poftim. Deci, Alexandru, așa. Atât tu cât și Andrei afirmați faptul că Maria îl înjosește pe Marinescu. De ce? Punându-l în anumite situații de genul. Să dea anumite explicații care nu... În urma unor situații care nici el nu știe despre ce este vorba, ea se pune la fel în niște situații... Al nostru Alexandru Ioan Cuza vine bărbat inteligent. Bă da, 28 de ani. 28 de ani, 30 de ani, o experiență carte, de viață. Carte. Carte, facultate, școală, experiență tot, de tot. Viață, exatron, tot. Se pierde, dragilor, când vine vorba de un subiect sau când vine vorba să fie atent să face de râs. Și vine ce spune, băi, cu adu, eu cum tu e într-un dialog, dragilor, nu pot să văd cum e față, că nu pot să văd față în mie. Că eu sunt Alexandru, tu doar zici să ne-nești pe mine, că dacă nu poate, poate să fie. Preia control. S-a scris pe YouTube, cum pot să... Cum poți să-i spăl creierul? Lasă da. Greu! Ai reușit, mă? Ce comănici? Ce codrușe ți s-a întâmplat? Nimic, domnul Cearcăstean, am avut un dialog cu prietenul meu, Radu. Și ar ați fost răutăcioși la adresa lui Alexandru? Da, dar vorbeam de Alexandru. De fiecare dată, cum era și în cazul meu. Și ai, mă, și tu termopanule. Taci, bă, din gură, te dai un mare inteligent când vorbești analfabet și intervii. Da, n-am mai zis ceva. Fiecare, nu-ți plăcește de fiecare și de mine și de Alex. Râzi de așa. De nimeni. Doamna Cristina, e vorba de faptul că pe mine nu mă interesează ce părere au colegii, pe mine mă interesează ce părere își fac oamenii de acasă, că până la urmă ei mă votează pe mine. Uitați-vă, știți comentariile pe YouTube și pe Instagram și pe aia vorbiți cu mine. Da, Alexandru, dar de ce încercai săptămâna trecută să-i convingi pe ăștia toți, grupulețul vesel, să-i convingi că nu ești brigadă cu Marinescu? Exact, asta a zis și el. Unde încercam să-i convingi? Ce? Tu încercai, în casă eram și eu aici cu băieții. Și ce făceam? Marinescu pe conexiune, el a vorbit frumos și după te-ai întors la ei și ai spus, păi cum vrei să mă cer cu el dacă vorbește frumos? Păi da, mă, că am avut un dialog, băi. Maria,
Băi, fii atentă. Maria. În momentul ăla v-am zis, băi, femeie, ca să știi și tu, nu o jignesc, Maria. Nu jignesc femeile, înțelegi? Băi, era vorba de faptul că am avut un dialog cu el, înțelegi? Și pur și simplu voiam să scot în evidență că poți ajunge la un numitor comun în momentul în care porți un dialog civilizat. Da, civilizat. De ce să te întorci la ăștia și să zici, vedeți? Sau... Păi da, uite, ca să-i învăț pe ei. La niște punctulețe pe televizor că mă uitați. Ca să-i învăț pe ei. Pentru că în urmă câteva minute se certau cu telefonul. Dar nu trebuie să te cerți cu cineva și să dovedești ceva. Păi asta e. Domnișoara Cristina, asta ziceam și eu la baia. Realitatea de fapt e alta. Toată lumea vine și îl face pe Lesi, vine și îl face cuțul Maria, cuțul Marinescu și acum ei încearcă să demonstreze ceva, dar nu iese, domnișoara Cristina. La pentru că încerc să fac ceva momentul de față, așa mă cum eu uneori când râs tu aici ca un... Măi, râsule, tași că n-am vorbit cu tine, vorbeam cu ăsta. Râsule, zici că ești pumba. Na, du-mă bună, domnișoara Cristina. Timbă, nu, timbă eu nu. Mai ai, mă? Că ori ai urecheat așa. Mai ai? Îmi spui mie că... Domnișoara Cristina, vă rog frumos să puneți cadrul într-o parte cam nasul așa și în partea la astrală la mai mare. Tu vorbești, mă. Gata. Ce frumusețe și de... Alexandru... Ai de capul, mă. Alexandru vroia să explice cuvintele pe care le-a spus pe acel material, însă înainte să-i dați cuvântul să vorbească, Maria s-a uitat către el și i-a zis, bă, ești... Și din acel moment el s-a implicat și nu a mai spus nimic. Nu! Ba da, te uita la el și toată lumea. Bă, ești... Ba da. Alexandru, te tem de Maria? Nu, domnișoara Cristina, mi-a zis, mi-a spus să am tot ce am pe suflet și să nu mă las gen că s-a fost pe mine să nu tag din gura asta mea. Nu-ți poți pune gândurile la loc și să vorbești că s-a terminat materialul. Tău asta i-am zis. O să vedem un material. Codruț. Care are drept personaje principale pe Alexandra și Codruț. Iar acest material nu-i face deloc cinste lui al nostru Codruț. Haideți să-l urmărim. Răducu, Codruț, de ce spuneai despre Alexandra că și-ar dori ca al nostru Codruț să fie câinele ei? Domnișoara Cristina, când ea a renunțat, are pretenția să vină tot el, că îi spunea și Adriana mai devreme. De ce i-am te... spus eu vreodată, Radu, să vină Adriana, el să facă Adriana ceva din contră. L-a chemat Romeo astăzi pe Codruț și i-am spus încetează, termin-o, că nu vreau să vină. Ieri, după ce i-am spus că nu vreau asta să mai continuăm relația, el a venit la mine și mi-a spus în felul următor. Dacă tu ai ales asta, să nu te mai prind că mai dai vreun mesaj cum mi-ai dat până acum când ne certam. Așa că nu mai veni să vorbești prost dacă nu știi. Acasă i-am mai spus odată că nu știu, nu se stresează, mi se pare, Radu. Și mai era vorba de Romeo, am zis odată, pentru că singur se poate distra. Odată. Să nu că se poate distra, ce gen, nu știu, să de la femeie. Odată, nu? Odată ai venit asta. Tu și ai spus ce bine e de Radu și de Romeo, că vine aici și se dă la toate și se simt și n-au nici pic de stres pe ei. Ce mult ar vrea să fiu și eu ca ei. Hai, ei, cum să jignești o femeie? Nu ți-ar fi rușine, ieși afară! Cristina, nu înțelege când am zis că vreau să fiu ca cineva, mă! Când ai zis? Când ai zis? E, să nu te mai bagi în viața ta în seamă cu mine! Dar nici nu mai văd! Să-ți fie rușine! Să nu te mai văd în fața mea! Nici n-am de... Codruț! Mai cum ați ajuns voi până la nivelul acesta de nervi și ce se întâmplă cu el? Doamna Cristina, în momentul în care ajungi să nu mai accepti anumite lucruri, nu le mai accept și punct. Ferească Dumnezeu! Cum să ajungă, Codruț? Măi, cum să ajungi tu să o jignești? Ce ai? Domnișoara Cristina, n-am spus niciodată chestia asta și n-am zis că vreau să fiu ca niciunul. Codruț, vine și spune chestiile. Așează-te, vreau să vorbești cu mine. Domnișoara Cristina, păi mă enervează. N-am spus că îmi doresc să fiu ca nimeni. Tot timpul am pus relația mea mai presus ca orice. Ia fi atent, ia ieșit, vreau să discut cu mine. Dar să iasă, să nu mai văd. Ce ai, Codruț? Nu mai vreau să mai văd. Domnișoara Cristina, mă enervează, să iasă. Aștept. Ai zis că nu vrei să mă mai vezi în viața ta. Hai, lasă, nu mai... Trebuia să vă împăcați mâinile. Nu mai rupe, n-ai era zis. Era joi, azi. N-are legătură. În momentul în care el a spus cuvintele astea, eu nu eram în casă. N-are legătură. Bă, da, erai. Bine, măi, Alexandra, la nervi. La nervi. La nervi, ce nu spune? Da, bine, la nervi, era acasă. Tu n-ai spus la urmă. În momentul ăla, ea... Domnișoara Cristina. Era acasă. Ok, pot să-mi explic eu situația, că după aia poate să vorbească și colegii. Mă, Dumnezeu, nici n-ai voie să scoți cu cuvinte. De fapt, am spus niște cuvinte la nervi, i-am spus niște cuvinte, Alexandre, le-a interpretat și nu a înțeles ceea ce am zis eu, după cum am spus și acolo, niciodată n-am spus că îmi doresc să fiu ca cineva și a înțeles greșit și așa m-a luat. Codruț a fost puțin prea permisiv cu ea. Nu știu, mie dacă îmi făcea personal o fată așa și avea orgonile astea... Radule, dacă aveam eu pe unul ca tine lângă mine, crede-mă că te puneam sub talpă.
Răducu! Acum te calcă, bine! Eu viața mea a alergat tot prea tău după zi. Că tu vrei unul să-l controlezi, iartă-mă, eu nu pot fi controlat. Eu vreau să-l controlez? Întreabă-l, se simte controlat? Întreabă-l, se simte controlat? Niciodată că da. Am zis că dacă erai cu mine într-o relație, ce-ți făceam eu? Tu aveai impresia că eu îți permiteam vreodată să vii faci lucrurile pe care le-ai făcut? Ce am făcut? Ce lucruri am făcut? Și eu când mă certam că era Alexandra, de ce țineai tot lui partea și tu de mine? Vai, dacă tu le-ai jurat pe Radu, că tu încerci să te ceri cu Radu. Da, și acum de ce spui așa? Momentul în care el a venit, să te duci pe în spate, mă întorc să mă cu ane în gură și ai ținut lui partea. Așa cum a spui că dacă ai fost cu multe ori, eu de foarte multe ori i-am zis și acasă și în emisiune și peste tot, i-am zis să nu te mai jurești, să nu mai reacționezi. Da, și aici ține cu foarte... el și mă făcea pe mine. Radu am venit în emisiune și să nu mai jurești, să nu mai faci ca toate alea pe acasă. Păi nu veni să nu fie aperații. Femeile vor să fie înjurate și acum spui de că eu dacă aș fi avut... Păi din moment ce eu... Ascultă-mă că vorbește, nu mă ascult! Te contrazici în vorbele tale! Păi nu vrei să vorbești în gura! Vrei să vorbești, atunci vorbește ca o moară! Te contrazici în vorbele tale! Păi, femeia asta mi-a zis, bă, să nu mai vorbesc așa urât cu tine, ce ai? Nu vorbeam altceva, eu când m-a certat cu tine, lasă-mi certa cu mine, spunându-mi, Aida, lasă pe rata! Nu m-a certat cu tine, băi, femeie, eram pe ecranul ăla! Da, te certai singură! 1, 2, 3! Te certai singură, că eu nu mă certam cu tine, nici măcar nu v-am băgat în seamă când vă jurați, mă rugam de... Mustafa să mă scoată de pe ecran. Dacă omul vine și spune că eu i-am spus și lui de un milion de ori, nu numai în casă și afară, ce vrei, mă? Dacă nu-ți bine, mai mă doar să vrei. Nu, eu mă doar să vrei, omoră, pic, mai mult, că nu auzi, termin mai tare. Încetează, încetează. Încetează! Dar nu vreau să încetează! Te rog, nu te vedeai că sunt persoana cu lucru! Nu te vedeai! Nu te vedeai! Nu mai băga în seamă și oprește-te! Nu mai băga în seamă și oprește-te! De mult el m-a certat cu Radu și a intervenit pentru Radu! N-am avut problema asta! Dar acum spune lui Radu, dacă aș avea unul ca tine, te-aș fi băgat sub tălp***! Dar eu în momentul în care nu-i mai permitea lui Radu și îl înjuram și-o pe el... Doamna! Veniți la Radu! Nu l-ai făcut ca de ce e tare aici! Lasă pe Radu! Oprește-te cu ea cu totul, oprește-te! Oprește-te puțin! Dacă vezi că-i blasul! Îmi doresc să vin și să vă atrag atenția! Amândouă faceți asta! Mi-e teamă că... Oprește-te! Mi-e teamă că degenerează lucrurile! Calmați-vă! Nu din partea ta! Gata, Edo, ți-ai spus, ai zis de 5 ori, gata! Măi, fetelor! Eu nu vreau să țip dacă ea nu țipă, eu nu țip! Nu pot să vă mai ascult! Această seară veți avea o surpriză. Nu va părăsi competiția doar un concurent, ci doi. Cei care vor pleca astăzi sunt... Puterea dragostei continuă. Ne revedem de la ora 19. Nu uitați să dați subscribe pentru a vă abona la canalul nostru de YouTube. Dacă vreți să vedeți mai multe clipuri video, puteți da click aici sau aici.